Hai, Brenda. A fost acel moment când am zis Mihai Radulescu, drop dead. Bine, băiatul. Bine, băiatul. Cea mai tare imagine din istoria talentelor din România. Zic, gata, zic, dacă s-a tăbălit în făină, pe a doua zi era, zic, bă, mă duc, bă, iau un pic de frișcă de păsân, hai. Bă, s-a tăbălit în făină, adică las-o, dracu. Eu, cu gura deschisă, pe un sfârg, luând, să ne bucurăm de viață. Am văzut-o pe fată, că stătea așa puțin, știi, și zic, bă, o limbă pe față, bate o tăbăreală în făină. Nu știu, că e pe acolo, bă, rabă. Spui, pă, dacă... Auzi, dacă guști de pe altă parte a corpului, să te să aibă alt gust. Foarte important. Nu e frișcă. Vrei să guști? Este cremă de ras. Bun. Foarte bun. Ok. Cremă de ras? Da. Femeie. S-a spus că nu e bună frișca. Eu m-am gândit că este o chestie, o referire la ea, că e modestă. Nu e atât de... Nu m-am zis, o secundă mi-a trecut în cap altceva decât că este frișcă, la dracu. Adică sunt bătăi cu frișcă în toată istoria cinematografiei. E o întreagă epocă cu bătaia frișcă. Mă duc de să știu eu că cineva se va gândi să pună spumă de bărbierit, la dracu, un loc de frișcă, într-o bătaie cu frișcă. Aplauze pentru Mihai! O, Doamne! Hey! Ce vârstă, doamne? Eu am luat o gură întreagă aproape. Este horror, să spun. Și uite, așa mi-am... ratat ocazia de a fi celebru. This is a pure combination of Laurel and Hardy. Yes, and striptease and some... Slapstick. Yes.